dincolo însă de aceste lucruri, se mai întâmplă ceva într-un domeniu important. Vorbim de comerțul online. Avem acum parte de o campanie aproape fără precedent pentru stimularea, pentru impulsionarea acestui comerț online. Iată că avem și un exemplu în acest sens. Netopia System, cel care este operatorul sistemului mobilpay.ro, a anunțat că orice comerciant care face prima tranzacție prin acest sistem până la finalul anului va fi scutit de comisioanele de tranzacționare. MobilPay.ro, procesator autohton de tranzacții online prin card bancar și plăți prin SMS, anunță debutul unei campanii de impulsionare a pieței locale de comerț electronic. Astfel, orice comerciant care își activează contul și face prima tranzacție între 18 octombrie și 31 decembrie va beneficia gratuit de platforma de plăți MobilPay, iar timp de 3 luni nu va plăti niciun comision pentru tranzacțiile desfășurate. În lipsa campaniei, noi clienți din următoarele 3 luni ar fi generat venituri din comisioane între 10.000 și 20.000 de euro. Organizatorii campaniei estimează că aproximativ 200 de magazine online vor fi atrase de posibilitatea de a vinde fără comisioane prin MobilPay, mai ales că urmează perioada sărbătorilor, în care vânzările pe internet ating cote maxime. Serviciul MobilPay.ro a fost lansat în 2006 în zona plăților prin SMS, pentru ca în 2009 să fie extins și în zona plăților online prin card bancar. Aceasta permite o integrare facilă, fără costuri suplimentare în orice aplicație online, indiferent de specificațiile folosite la dezvoltare. Încă de la lansare, compania a decis încurajarea adopției sistemelor de plată online și de către comercianții cu volume mai mici, prin aplicarea unui comision unic, indiferent de numărul de tranzacții efectuate. Lansat în 2006, serviciul de plăți prin telefon MobilPay.ro a înregistrat o dublare anuală a numărului de tranzacții procesate, ajungând la o cotă de piață de 80% în 2009. La finele anului trecut, serviciul a fost extins și în zona plăților online prin card bancar.